Peste 150 de conducători auto au fost prinși călcând prea tare accelerația în ultimele zile. Polițiștii rutieri au ridicat 74 de permise de conducere, dintre care cele mai multe au fost pentru viteză excesivă. În timpul acțiunilor, oamenii legii au retras și certificate de înmatriculare. În acest weekend, polițiștii rutieri au acționat pe principalele artere rutiere din județ pentru identificarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză. Cu această ocazie au fost aplicate 134 de sancțiuni contravenționale pentru abaterea regimului rutier, din care 158 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Totodată au fost reținute în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce 74 de permise de conducere, din care 69 pentru nerespectarea vitezei legale. În cadrul activităților au fost retrase și 5 certificate de înmatriculare. Pe timpul desfășurării acțiunii nu a fost înregistrat niciun accident rutier soldat cu victime omenești care să aibă drept cauza producerii viteza neadaptată la condițiile de drum sau viteza excesivă. Pe timpul desfășurării acțiunii nu a fost înregistrat niciun accident rutier soldat cu victime omenești care să aibă drept cauza producerii viteza neadaptată la condițiile de drum sau viteza excesivă.